Salutări din Westeros și bine ați venit pe Încă Ceva, numele meu este Marius, iar pentru cei ce nu știu acest canal, pe Încă Ceva găsiți discuții aprofundate pe tema Game of Thrones, recenzii la filme și seriale, discuții de entertainment, podcasturi de entertainment, știri și foarte, foarte multe altele din lumea pasionanților de horror, fantasy, comic books și în general de nerd culture, geek culture și așa mai departe. Nu este precum contentul local, nu facem prea multă comedie, nu avem nici desene animate, ci aveți în schimb, sunt o groază de clipuri cu explicații, teorii și aprofundări pe diverse teme legate de cinematografie. Astăzi avem un clip extrem de important, dar și extrem de așteptat, extrem de cerut, promis de multă vreme, dar care până acum nu a fost posibil, dar așteptarea a luat sfârșit. Suntem aici. Dacă există o dezamăgire, o rană deschisă rămasă după terminarea Game of Thrones, aceea este cu siguranță soarta lui Dany și a lui Jon. De fapt nu, nu e aia. De fapt pentru mine este ignorarea completă a profețiilor, a trecutului, a misterelor și nu mă refer la nivel de îndeplinire a acestora, ci la nivel de explicare. Unii dintre noi am fi vrut să știm ce s-a întâmplat înainte de White Walker, cum s-a ajuns la război, cine a fost Bran the Builder, de ce s-a făcut zidul, cine a fost ultimul erou și așa mai departe. Din păcate, nu am avut asta în serial, dar cu siguranță o vom avea în cărți. Până la apariția cărților însă, pentru cei care vor să știe mai mult, cred că după ani de zile de A Song of Ice and Fire, s-ar putea să fi găsit răspunsurile pentru voi. Așa că haideți să începem. Astăzi vorbim despre adevărata istorie falsă a Westerosului. Ce înseamnă asta? Ei bine, astăzi vorbim despre adevărata istorie a Westerosului dacă George R. R. Martin nu ar fi ales să ascundă totul în spatele legendelor, profețiilor și a metodei naratorului incert. Așadar, de ce este falsă? Pentru că este totuși o lume fictivă și e drăguț că avem oportunitatea unui clip adevărul despre, mai ales că este pentru o lume ce nu există. Astăzi distrugem corola de minuni a lumii Westeros, înlăturăm misterul trecutului din universul Game of Thrones. Pentru cei care au văzut toate clipurile pe canal, marea majoritate a clipului nu va fi neapărat nouă, ci mai degrabă acest clip în sfârșit va lega multe dintre firele rămase libere, oferind mai mult context pentru teorii precedente. Înainte de a începe, mai vreau să menționez că această teorie este 100% originală, nefiind inspirat din alte surse și din câte știu nu este publicată nicăieri altundeva. Așa că, dragii mei, veți fi printre primii care află ce a vrut de fapt să spună George R. R. Martin. Același lucru îl menționez și despre interpretările la care voi face referință. De multe ori în clip vom vorbi despre alte clipuri de pe canal, clipuri publicate în unele cazuri cu chiar 4 ani în urmă. O facem dat fiindcă veți putea găsi mai multe detalii în respectivele clipuri asupra anumitor pasaje la care voi face referire. Și dacă tot suntem la momentul de laudă, de menționat ar fi că din sutele de canale de pe YouTube, doar aici ați aflat un an înainte de restul lumii că pe Jon îl cheamă de fapt Aegon sau că de fapt în spatele asasinării lui Bran era de fapt Littlefinger. De asemenea, pentru cititorii cărților, tot doar aici ați auzit că Littlefinger de fapt este fratele lui Catelyn Tully și deci unchiul Sansei. Iar asta, deși nu este în serial, cu siguranță o veți afla în cărți. Tot pentru că ceva aveți singurele explicații originale detaliate și argumentate vis-a-vis de legenda lui Azor Ahai, precum și a prințului ce a fost promis. Explicații mult mai aprofundate decât o simplă citire a textului și o repetare a unor postări de pe diferitele forumuri. Menționez acele clipuri pentru că vor fi utile pentru înțelegerea anumitor aspecte ale clipului de azi. Toate acestea fiind spuse, înainte de a începe, menționez că acest clip include spoilere majore pentru povestea din A Song of Ice and Fire și dacă nu vreți să știți nimic despre asta, ar fi mai bine să nu vă uitați. Așadar, haideți să începem. După cum vă spuneam în clipul despre zid și în clipul despre White Walkers, există doar câteva mențiuni sporadice despre The Long Night sau Noaptea cea lungă și despre ce presupune aceasta în universul A Song of Ice and Fire. Ca mențiuni ale unor evenimente similare cu The Long Night, avem legenda din Westeros cu ale sale probleme temporale, avem legenda din GT cu femeia cu coadă de maimuță, avem Azor Ahai din Ashai și avem și legenda din Rhoynar. Pentru a vedea contextul și analizele respectivor evenimente, vă rog să vă uitați la clipurile intitulate The Long Night de pe canal, sunt două și intrăm în enorm de multe detalii acolo, pe care nu are sens să le avem aici încă o dată. Pentru context, facem o scurtă recapitulare. Istoria Westerosului se împarte în câteva evenimente sau momente definitorii ce încă se află în cețurile timpurilor. Momentul 1 este venirea primilor oameni, despre care avem zero informații și se întâmplă undeva cu 12.000 de ani în urmă, înainte de venirea lui Aegon. Momentul 2 este primul conflict între oameni și copiii pădurilor, undeva la 10.000 de ani înainte
devenirea lui Aegon. Acest eveniment având ca rezultat ruperea brațului Dorne și o pace între oameni și copii, dar despre care nu știm mai nimic, în afară de completa inexistența White Walkerilor la momentul respectiv. Momentul 3, corelat cu trecerea la epoca eroilor între 10.000 și 8.000 de ani, cu nenumărat de multe legende despre diferiți fondatori ai marilor case din Westeros, cu precădere Bran the Builder, care este apoi creditat cu construcția mai multor edificii, precum și cu zidul. În plus, acesta aparent vorbea și în limba copiilor pădurilor. Momentul 4 este The Long Night, la finalul epocii eroilor, așadar undeva la 8.000 de ani înainte de Aegon. Este momentul apariției White Walkerilor, cu la fel de multe confuzii și despre care am aflat puțin mai multe din serial, dar și din cărți, evaziv. De fapt, este momentul de vârf al unui război între copiii pădurilor și oameni. Momentul 5 este venirea Andalilor, undeva cu circa 6.000 de ani înainte de cucerirea lui Aegon, moment ce pare să coincidă și cu apariția Rondului de Noapte. Așadar, acestea sunt cele 5 momente definitorii pentru preistoria sau istoria nescrisă din Westeros. Vom parcurge pe scurt fiecare dintre aceste etape. În cartea The World of Ice and Fire aflăm că primii oameni au ajuns în Westeros din Essos în urmă cu circa 12.000 de ani. În aceeași carte aflăm că nu există informații transmise din acea perioadă, ci doar informații provenite fie de la Andali, aceștia venind în Westeros în jur de 6.000 AC, și de la Imperiul Ghiscarii, aflat în schimb la mii de kilometri de Westeros, sau din Ashai, aflat la și mai mare distanță. De fapt, ce ne spune autorul prin aceste chestii este că nu are nimeni informații adevărate de atunci în ceea ce privește Westerosul. De asemenea, nu avem multe detalii despre The Age of Heroes sau epoca eroilor de acum 10.000 de ani. Tot ce știm avem din diferite pasaje ale cărților principale, dar mai ales din cartea explicativă A World of Ice and Fire. Ce știm este că în Westeros inițial trăiau doar copiii pădurilor și giganții, iar giganții trăiau cu displăcere alături de copii. Vom reveni la această informație foarte specifică în partea de explicații. Copiii erau întru totul opusul giganților, se spune, aceasta fiind la fel o exprimare foarte specifică în cărți. De asemenea, aparent, există o legendă despre cum Bran the Builder, fondatorul presupus al casei Stark, a învățat sau a ajuns să învețe limbajul copiilor. Dar despre această legendă nu mai știm nimic altceva și nu există o a doua mențiune. În schimb, are o importanță majoră în teoria complexă de mai târziu. De asemenea, tot în lumea de gheață și foc avem o informație cum că rangerii din Rondul de Noapte adesea se luptau cu giganții, dar se aliau și făceau comerț sau cel puțin schimburi cu copiii pădurilor. Așadar, ce știm de fapt despre copiii pădurilor? Știm că se închinau zeilor nenumiți, ce aveau mai târziu să devină The Old Gods pentru locuitorii din Westeros. Știm de asemenea că există un conflict între copii și giganți, cel mai probabil din cauza sacrificiilor necesare pentru păstrarea copacilor în viață. Copacii Weirwood existau înainte de venirea oamenilor, însă aveau nevoie în continuare de sânge. E foarte probabil că necesar pentru fiecare copac era și un gigant. Acea frază cu giganții care trăiau alături de copii în disconfort arată că aceștia aveau disconfortul, nu copiii. Deci pericolul pentru celălalt nu era giganți periculoși pentru copii, ci invers, copiii periculoși pentru giganți. Zeii cei vechi sau presupuși zei vechi nu au o carte sfântă și mai mult de atât nu sunt numiți Old Gods sau zeii vechi de către copii, ci de către oameni. Un alt indiciu că această civilizație nu se închina unui zeu, ci mai degrabă unei idei, o filozofie existențială, copiii, ciclul vieții și întoarcerea la copaci, cel mai probabil de asemenea și implicit sacrificiile umane. Și aici o să ajunge mai târziu să fie foarte important acest sacrificiu uman. Tot copiii sunt cei ce au sculptat copacii cu fețe, acum știm că făceau asta pentru ca un Green Seer să poată vedea prin el și tot ei știm că sacrificau oameni copacilor pentru a-i trezi. Această trezire nefiind explorată îndeajuns, dar vom vorbi despre ce presupune ea pe scurt. Varianta lungă o găsiți în clipul cu Bran, precum și în clipul cu copacii Weirwood, amândouă disponibile pe canal. Știm că aceste sacrificii umane au continuat pe alocuri, cum ar fi la White Harbor, unde aparent sacrificiile cu sânge s-au produs până cu circa 500 de ani înainte de evenimentele cărților. Ideea principală este că pe Planetos există două tipuri de magie, sânge și Dragonglass, iar copiii par să devii stăpânit pe amândouă,
cel mai probabil la un nivel mult mai înalt decât oricine altcineva. Sângele oferit copacilor îi făcea pe aceștia capabil să fie conectați la vasta rețea de Weirwood și cel mai probabil deservea ca un fel de zonă tampon după moarte pentru copiii pădurilor, un fel de rai dacă ați vrea pentru aceștia. Aflând de asemenea că la venirea oamenilor, copiii erau prezenți din Dorn până în țara iernii, adică în nordul foarte îndepărtat, practic acoperind întreg continentul. În mare, acestea sunt informațiile pe care le avem despre preistorie. Trecem așadar la venirea primilor oameni, iar informațiile din nou sunt foarte vagi, având practic o oscilație de la 12.000 la 8.000 de ani. Primii oameni aparent au venit prin ceea ce acum se numește The Broken Arm, fostul The Arm of Dorne, acesta fiind o fâșie de pământ care trecea din Essos până în Westeros. Aparent, atunci când au venit mulți într-un prim val, neștiindu-se de ce au venit atât de mulți din Essos. Ce știm în schimb este că la scurt timp după ce au venit în Westeros, primii oameni au început să extindă agricultural, iar asta a presupus tăierea copacilor și al pădurilor, lucru ce i-a împins în război copiii pădurilor. În acest război copiii au utilizat controlul animalelor, precum și armele proprii, dar oamenii s-au demonstrat a fi mai puternici, reușind să îi învingă pe copii. Se presupune că în timpul acestui război, grinsierii copiilor ar fi fracturat de Arm of Dorne, oprind astfel migrația oamenilor și reușind izolarea Westerosului pentru câteva mii de ani. Războiul propriu-zis în schimb ar fi durat sute de ani, iar la final liderii celor două rase s-au întâlnit la The God's Eye, unde au făcut pactul, faimosul pact, un acord între cele două rase. Ce presupunea acest pact nu se știe complet, dar vom detalia și specula în partea de explicații. Singurele chestii pe care le știm este că în urma pactului copiii rămâneau cu nordul și toate zonele împădurite din Westeros, adică și la sud de Neck, iar oamenii aveau restul teritoriului, la sud de Neck. În plus, niciun alt copac Weirwood nu ar mai fi fost tăiat de acum înainte. O altă chestie specifică a fost ca toți copacii de la The Eye să primească fețe și astfel a luat naștere, ni se spune foarte pe scurt, Ordinul Oamenilor Verzi. Așadar, un ordin al pasnicilor copacilor, un ordin fidel copiilor pădurilor. Aceștia aveau să vegheze asupra copacilor în secolele ce urmează. Vom reveni și asupra acestora în partea a doua a clipului, în cea cu explicații. E foarte important de înțeles implicațiile acestei informații pasagere. În primul rând implică faptul că există o populație umană aliată cu copiii, ba chiar implicată în ritualurile lor. Astfel ia naștere conceptul de The Others. Pentru că, de fapt, ce înseamnă The Others? Ce implică acest ceilalți? Cineva trebuie să-i numească ceilalți, iar ceilalți presupune că sunt diferiți de noi, dar într-un fel ca noi. Sunt ceilalți noi, de fapt, și de drept. Asta înseamnă ceilalți. Atunci când auzi The Others, nu implică o altă specie, ci implică un alt grup de oameni. Acesta este momentul în care se încheie The Dawn Age, epoca răsăritului, și intrăm in The Age of Heroes, adică epoca eroilor. Aceasta pare să înceapă undeva de la 10.000 de ani până la prima noapte, ce aparent are loc undeva acum 8.000 de ani. După cum spuneam, aflăm că există variate legende ce vorbesc de o noapte lungă în diferite zone ale lumii și în diferite perioade. Avem legende din Rhoynar, avem mențiuni și din Ashai, aici menționând că împotriva nopții a luptat un erou cu sabie roșie. Acțiunile sale sunt menționate ca precursoare ridicării Valiriei, iar eroul este denumit Azor Ahai. O altă legendă vine din Y.T., unde știm doar că soarele a fost readus doar după faptele unei femei cu coadă mai muță. În plus, evident, avem legenda din Westeros cu ultimul erou, plus leul nopții și așa mai departe. Această legendă introduce și primele mențiuni despre The Others sau White Walkerii, cei ce aduceau cu ei frigul și noaptea și veneau să ucidă toată căldura și viața. De asemenea, tot în A World of Ice and Fire ne este spus că nopțile și iarna sunt mai puțin influențate de astronomie și mai mult de magie, că ar fi existat un moment în care lucrurile erau normale, dar că, pentru un motiv necunoscut, nu mai este ăsta. Nu avem multe informații noi în carte față de ceea ce ne spune și Old Nan. Ce aflăm din diferite surse este că odată ce i-au învins pe White Walkers, oamenii, sau mai exact Bran the Builder, construiește zidul. După care, aflăm de o altă legendă, pe care unii o consideră totuși aceeași. În aceasta există un ultim erou ce caută sfatul copiilor, ajunge singur la copiii pădurilor și cu ajutorul acestora, primii oameni din rondul de noapte se unesc și sunt capabili să
ducă bătălia pentru răsărit la bun sfârșit, aceasta fiind bătălia finală ce i-a făcut pe White Walker să trăiască în nordul îndepărtat. The World of Ice and Fire plasează aceste evenimente la acum 6.000 de ani, sau poate 8.000, așa cum spun alte surse, terminând povestea cu fraza „Zidul este încă protejat de The Night's Watch”. Un maester menționează că s-ar putea ca, de fapt, The Others din legendă să nu fie altceva decât un trib mai vechi al primilor oameni. Ce vă spuneam și mai devreme, The Others, The Other People, ce au trăit mai la nord și că, de fapt, rondul de noapte i-a transformat în demoni pentru a îmbogăți povestea și pentru a fi ei mai interesanți. Aceasta, posibil, este frântura de adevăr pe care George R. Martin a pus-o pentru a dezvolta restul, pentru că, de fapt, chiar așa este. Dar vorbim mai jos de asta. Cândva, după lunga noapte, în Nessus apare Valyria. Aceasta apare după Imperiul Ghiscarii și după Rhoynar, cele două fiind deja prezente în Essos. Undeva la 6.000 de ani înainte de cuceria lui Aegon, în Westeros amerizează și Andalii, ce inițial erau un popor migrator, dar care se stabilesc în Andalos, unde rămân câteva secole până la decizia de a invada Westeros. Andalii au fost protejați de puterea Rhoynarului între ei și Valyria, dar totuși, la un moment dat, Valyria a venit să-i cucerească și pe ei. Iar din cauza inabilității de a se putea opune, au traversat marea și au ajuns în Westeros. După plecarea din Essos și sosirea în Westeros, Andalii au reușit să cucerească pe rând multe dintre teritoriile ocupate de primii oameni și de copiii pădurilor. Conflictul escaladează odată cu uciderea copiilor pădurilor de la Highheart, sau cel puțin așa pare. Andalii au hotărât să alunge, în acel moment, toți copiii din teritoriile lor, chiar și din pădurile ce le aparțineau în urma ultimului pact. În cele din urmă, toate regatele surice au fost cucerite. Rețineți acest aspect al încălcării pactului, dar nu de către primii oameni, ci de către Andalii. Andalii au cucerit mare parte din Westeros. În timpul acestor cuceriri, primii oameni au luptat alături de copiii pădurilor pentru a proteja copacii, dar armele Andalilor au fost prea mult, prea puternice, astfel că războiul a fost pierdut. Andalii alungă toți copiii din sudul Westerosului, mai ales datorită religiei acestora. În cele din urmă, cucerirea Andalilor se oprește la The Neck și la Mount Cailin, iar nordul rămâne singurul loc necucerit de către aceștia. Așadar, cam astea sunt informațiile pe care le avem și despre ce s-a întâmplat în Westeros până la începutul Citadelei. Pe scurt, varianta aparentă și concluzionată după ce ai citit toate pasajele din cărți și poveștile presărate prin cărți, stă cam așa. Vin primii oameni, se comportă greșit în natură, se iau la omor copiii pădurilor. După câteva secole de război greu, cele două specii fac un pact de non-agresiune. Voi la sud, noi la nord, față de Neck. Toate bune și frumoase. La un moment dat, vine o iarnă incredibil de grea. În această iarnă apar White Walkerii pe cai morți și paianjeni uriași, ce reușesc să cucerească tot ce întâlnesc. Într-un moment de disperare, un om, un ultim erou, se duce să-i găsească pe copiii pădurilor. Îi găsește și cu ajutorul lor, rondul de noapte se luptă cu White Walkerii în bătălia pentru răsărit. Toate bune și frumoase, doar că există prea multe contradicții și anotații care apar prin poveștile astea, foarte multe contrastante. Avem faptul că există două perioade pentru noaptea cea lungă, una e la 8.000 de ani, una e la 6.000 de ani. Faptul că avem mențiuni ale unor evenimente similare și în alte părți ale lumii, faptul că Sam nu găsește decât 600 de comandanți ai rodului de noapte și nu 900. Faptul că unele scrieri menționează pactul, altele nu. Avem ultimul erou ce ajunge la copii și apoi avem ultimul erou cu sabia din Oțel al Dragonilor. În plus, avem scenele din serial unde vedem locul creației White Walkerilor, inițial verde și cald, iar apoi complet înghețat. De asemenea, în serial avem și un rege al nopții cu barbă. În unele povești, noaptea cea lungă este pur provocată de venirea iernii, în alta, Old Nan ne spune că de fapt erau sutele de regate ale oamenilor ce luaseră pământurile de la copiii pădurilor, iar în serial aflăm că de fapt totul a fost un război între copii și oameni. Așadar, e clar că există multe informații, dar trebuie luate și analizate. Așadar, o ultimă avertizare pentru spoilere și apoi începem adevărata poveste Westerosului. Gata? Ați rămas doar cei care vor să știi toată povestea? Perfect. Așadar, ce urmează este cea mai probabilă poveste, date fiind circumstanțele, a.k.a. serialul, cu ale sale divagări și lipsa cărților finale. De asemenea, de menționat că teoria asta ia în seamă sau încearcă să ia în seamă absolut fiecare poveste care face referire la acea perioadă din cărți, din toate cărțile. Așadar, dacă urmărim toate firele roșii, adevărata istorie pare să fie ceva similar cu următoarele. Undeva la 12.000 de ani în urmă, în Westeros vin primii oameni, câteva mii. Aceștia intră în conflict cu copiii pădurilor și se duc multiple lupte pe parcursul istoriei. Dar într-adevăr, după ce aparent nu se poate trece de Mount Cailin, se ajunge la un pact de non-agresiune între cele două părți. Pentru a distruge The Arm of Dorne, copiii sacrifică undeva la 1.000 de oameni, prizonieri pe care îi iau, tocmai pentru a putea folosi cât mai multă magie de sânge. De asemenea, atunci când se face pactul, avem acea descriere că se
pun fețe pe toți copacii. Ca să ne înțelegem, momentul în care se pune o față pe un copac este și momentul în care cineva este ucis pentru a-i se oferi sângele în trezirea acestuia. Practic, trezirea copacului și primirea feței sunt concomitente. Astfel că ce se întâmplă aici este de fapt un pact unde oamenii sacrifică oameni pentru copii. Acești oameni verzi care apar în urma acestui eveniment este foarte posibil să fie primele experimente care duc în cele din urmă la The White Walkers. Este clar că White Walkers sunt făcuți cu Dragon Glass. Ceea ce nu e prezent în serial, în schimb, și în schimb menționat o singură dată în cărți, este faptul că Dragon Glass-ul în Westeros există în mai multe culori. E foarte posibil ca cel negru, obsidianul, să fie Just Frozen Fire, ăla să nu fie decât util pentru anumite tipuri de magie, pentru comunica distanțe lungi și pentru uciderea White Walkerilor, în timp ce celelalte care sunt menționate, anume verdele, roșu și movul, pentru cu totul alt tip de magie. Practic fiecare dintre aceste Dragon Glass-uri să aibă propria sferă de influență. Astfel, pactul este semnat sau pactul este convenit și urmează acum 2000 de ani de pace pentru primii oameni sau 4000 de ani de pace pentru cei din nordul zidului, pentru că Osha este foarte specifică când spune pactul a însemnat 4000 de ani de pace pentru Wildlings, adică noaptea cea lungă sau bătălia sau momentul greu pentru Wildlings a venit în urmă cu 6000 de ani, nu cu 8000 de ani. Copiii pădurilor păstrează partea de nord, incluzând nordul actual, plus tărâmurile iernii, care, atenție, la acea vreme nu sunt tărâmurile iernii, sunt pur și simplu teritorii împădurite normal, zidul nu există încă. După cum vă spuneam, scena cu creația unui Night King. În urma pactului de la Viai se naște Consiliul Oamenilor Verzi, nu copiilor verzi, așadar copiii clar au aliați umani chiar și în acest moment. Dacă aceștia suferă deja mutații, este foarte probabil. De altfel, Theon o spune foarte clar, există o legendă care vorbește de Crannogmen, care fi fost alături de copiii pădurilor în momentul în care au folosit ciocanul apelor, adică când au rupt The Arm of Dorne. Prezența acestor triburi aliate nu este de mirat. În toți acești ani în care oamenii au locuit alături de copii, parte din populația umană a ajuns să respecte și chiar să se amestece cu copiii pădurilor, căpătând chiar puteri de la pasăre Weirwood-a acestora, născând primii Wargs și primii Greenseers umani. Anii trec, în acest timp din Essos sosesc din ce în ce mai mulți oameni. Aceștia nu știu nimic de pact, nu știu nimic de copiii pădurilor, mulți se stabilesc mult mai la sud de Nek, astfel că nu interacționează cu copiii pădurilor niciodată, unii dintre ei nici nu știu de existența lor. În plus încep să taie copacii bârbude și nu doar taie și pădurile, astfel că ideea de pact dispare. Nu există la acea vreme o structură organizată care să transmită informațiile către toate triburile. În schimb, oamenii din nord, cei mai apropiați, cei care interacționează cu copiii pădurilor, cu siguranță au început să le adopte ritualurile. Nu aveau cum, vedeau foarte clar că acești copii chiar au puteri magice, chiar fac lucruri. Atunci, practic, se naște religia vechilor zei. Asta aflăm și în viziunile lui Bran, atunci când acesta consumă pasă de Weirwood și în transă vede o preoteasă ce retează gâtul unui bărbat în fața copacului din Winterfell pentru a îl trezi. Acești oameni care locuiesc alături de copiii pădurilor, care sacrifică copiilor pădurilor, care se închină copiilor pădurilor, capătă și puteri magice la copiii pădurilor, după cum spuneam și mai devreme. Acești Green Men, acești prim Green Seers și câțiva, poate, Three-Eyed Ravens. Astfel se naște și mitul lui Bran the Builder. De fapt, ar trebui să fie numit Nordicul Constructor, pentru că orice om ce mânuia magie în acea perioadă, fără doar și poate, era și un Green Seer cu ter de manipulare a materiei. Așa cum valirienii construiau castele cu magie, așa cum a fost construite și la fel și cele 5 forturi și baza turnului din Old Town și multe alte construcții ancestrale. Astfel, marile construcții sunt ajutate de magie pentru a fi construite. Vă dați seama că în acest fel, ideea aceasta de Nordicul care a construit de-a lungul veacurilor, fiind împrumutată încet încet de familia Stark pentru a-și întări poziția, devine ideea unui unic constructor din nord, acest Bran the Builder. Vom ajunge și la de ce face familia Stark chestia asta puțin mai încolo. Timpul trece, oamenii uită de pact, cel puțin cei sudici, la fel ca în serial. Probabil există mituri, dar nu sunt suficiente. Începe o expansiune, există sute regate, asta o știm de la Old Nan. Începe astfel al doilea război. Oamenii acum sunt mai numeroși, sunt mai bine poziționați, au cum să se aprovizioneze, nu mai este un război mic. De aceea, pe lângă tăierea copacilor și uciderea copiilor din zonele pădurite, acum sudul atacă nordul. Nord, ce în continuare este aliat cu copiii pădurilor. Acolo, oamenii erau aliați ai copiilor, nu erau aliați ai celor din sud. De această dată, copiii așadar nu mai sunt singuri.
Alături de ei se află și triburile cele mai nordice, cele din nordul îndepărtat, cele ce nu au nicio legătură cu sudul, cele care nu au uitat. Vorbim de cei care au aderat la cultura copiilor, cei ce sacrifică oamenii copacilor, cei ce au devenit ei înșiși green seers, cei care acum sunt dușmani, de fapt, cu sudicii, dat fiindcă le atacă modul de viață. Acei așa numiți The Others. Aceștia sunt acum cel puțin la fel de puternici ca și utilizatori de magie, se ia decizia că trebuie să lupte mai puternic, mai violent. Se caută o soluție finală. Câțiva Green Seers, după miile de ani de experiențe, știu că Dragonglass-ul este magic și că le va oferi puterile pe care le caută. Știu că îmbunătățește puterile magice, astfel că aleg voluntar să fie transformați în primii regi ai nopții. Inițial nu este unul. Sunt mai mulți. Orice Free-Eyed Raven poate deveni la fel de puternic ca și The Night's King. Motivul principal pentru care în serial avem doar unul este pentru linearizarea poveștii, dar avem scena din sezonul 7, episodul 5, când în peșteră vedem un alt Night King cu barbă. Astfel, pentru prima dată, copiii nu mai sunt singuri. Acum au aliați, războiul este întors împotriva oamenilor, dar White Walkerii și copiii stabilesc că trebuie să-i distrugă sistematic pe oameni. Începe un genocid, precum și transformarea Nordului într-un spațiu de nedorit, nelocuit pentru oameni. În acest context, un ultim erou, adică un ultim nordic, un ultim brand builder, un ultim om ce aprecia legendele eroilor, un ultim erou al epocii eroilor, acest ultim brand, dacă vreți. De aceea se numește The Last Hero, pentru că este ultimul om ce venea din epoca eroilor, ultimul om ce respecta pactul. Conștient fiind de motivele războiului și fiind la mijloc între urgia din nord și vinovații din sud, pentru că, în acel moment, nordul respectiv era la mijloc între nord și sud, pleacă spre copii pentru a renegocia pacea cu aceștia, dat fiind că ei ar fi fost primii care erau distruși. Face asta pentru că, evident, războiul călătorind din nord în sud, întotdeauna cei mai loviți vor fi cei de la granița nordică a regatelor. La fel ca în serial, și la vremea respectivă, războiul nu a ajuns mai la sud, s-a oprit undeva în nord. Cel mai probabil acest ultim erou este un Stark, ideea fiind că în acel moment Winterfell-ul și nordul actual este de fapt sudul nordului. Oamenii aliați copiii, așa numiți ceilalți, adică ceilalți oameni, cei ce devin White Walker, sunt de fapt adevărații nordici din nordul nordului. Așadar, războiul se oprește în urma noului pact, dar White Walkerii nu cred că oamenii se vor putea ține de cuvânt și că inevitabil aceștia vor încerca din nou să stârnească războaie. Astfel, cele trei părți decid să se construiască o graniță impenetrabilă pentru cei din sud. În acest fel, pactul actual nu va mai putea fi uitat. Se decide construcția zidului, iar acesta cel mai probabil este un joint venture între toate cele trei părți componente. De aceea avem încă o dată legenda lui Brand the Builder, încă o dată un nordic cu puteri magice va ajuta la construcție. Este un ultim erou aliat copiii, nu unul cu oamenii. În acest moment este un star. De asemenea, dată fiind măreția acestui task, cu siguranță este nevoie din nou de foarte mult blood magic. Practic, e nevoie de foarte multe sacrificii. Cel mai probabil, aici intervine și legenda cu giganții ce au ajutat la construcția zidului. Cel mai probabil se ucid sute de giganți și poate chiar zeci de prizonieri umani, de aici născându-se și ideea că la zid trebuie trimis cei proscriși. Pentru că pentru a ridica acest zid e nevoie de multă magie, iar multă magie înseamnă mult sânge. În plus, în Winterfell, starcii devin responsabili cu protejarea acestei granițe. Ei devin zona tampon, ei trebuie să se asigure că lucrurile funcționează, dat fiindcă ei sunt cei care bat palma cu copiii și White Walkerii. Ceilalți din sud, la fel ca și în serial, nu ajung niciodată să aibă de-a face cu White Walkerii. De aceea trebuie să fie mereu un Stark în Winterfell, de aceea și pentru că, de asemenea, el trebuie să respecte următoarea parte a pactului. Granița impenetrabilă nu este suficientă, White Walkerii fiind oameni știu exact cum funcționează ceilalți oameni. Astfel se decide implementarea regimului de ostatec pentru a sublinia acordul stabilit. Oamenii vor fi nevoiți să trimită în nord moștenitorul tronului respectivului rege. Moștenitorul familiei Stark. Un prinț promis, o plată, o garanție trebuie trimisă atunci când vine iarna. Dacă a venit, starcii trebuie să ofere băiatul. Winter is coming. The prince that was promised must be delivered. Pentru a putea face schimbul, se construiește în zid o singură poartă, The Black Gate, iar un grup de oameni fideli copiilor sunt puși să o păzească și să asigure transferul. Acest grup va fi numit mai târziu The Night Watch. Primește numele The Crows, adică un sinonim pentru Raven. De altfel, în cărții de Three-Eyed Raven este de fapt The Three-Eyed Crow. Acești oameni aveau rolul de legătură dintre copii, White Walkeri și oameni. Copiii comunicau cu corbii, aceștia erau noi corbi.
Practic, copilul este adus la Nightford, deci este preluat de Crows și este trecut dincolo de zid, unde este preluat de White Walker. Ce se întâmplă cu el, nimeni nu știe. Cel mai probabil se transformă în White Walker sau poate chiar sacrificat direct copacilor. Asta se întâmplă în urmă cu 8.000 de ani. De fapt, acest al doilea pact nu mai este între neapărat între oameni și White Walker plus copii. Este mai degrabă între familia Stark și copii plus White Walker. Pentru că familia Stark are pe lângă dreptul sau pe lângă responsabilitatea de a păzi Nordul și de a proteja zidul, de această dată familia Stark responsabilă și cu respectarea acestui pact. În plus, primesc din partea copiilor puține daruri magice. Astfel încât, în momentul de față, familia Stark este cea mai bine poziționată pentru a continua mai departe. De altfel, în vremurile acestea, Nordul este împărțit, nu este doar al familiei Stark, este și al Boltonilor, este și așa numitilor Battle Kings. Astfel că familia Stark în momentul de față nu este cea mai importantă din toată lumea, nu deține controlul Nordului, dar încet, încet, familia Stark va cuceri întreg Nordul. Asta întâmplându-se cu ajutorul copiilor, cu ajutorul magiei și nu în mică parte, datorită faptului că în fiecare iarnă familia Stark sacrifică un copil vechilor zei și asta o fac pentru putere și siguranță. Astfel că noua poziționare a familiei Stark avea nevoie și de câteva legende, de câteva chestii care să le facă să-i merite. Așa cum familia Targaryen avea nevoie să fie Dragon Lords, așa familia Stark avea nevoie să fie cei ce au construit mai bine de jumătate din edificiile d-un depărtat. În plus, familia Stark mai spune ceva. Spune că ei sunt cei care au învins White Walkerii, ei sunt cei care i-au alungat, fără să spună nimănui partea cu povestea prințului ce este promis. Astfel că nimeni nu mai ține minte exact ce însemna prințul ce a fost promis. Așa cum spuneam, anii trec. La un moment dat, până și Starcii uită ce au făcut de fapt și încep să creadă în propria legendă. Și astfel, un Stark la un moment dat decide să nu mai plătească tributul. Și astfel, în loc să-și trimite copilul pentru a fi utilizat ca plată, decide să atace Nightfortul, îl ucide pe cel de-al 13 lider al corbilor și creează o nouă poveste. Acțiunea naște povestea în care acest lider al corbilor se întâlnește cu o femeie albă, cu ochi albaștri, o ființă demonică, ajunge alături de el la The Nightfort, unde îi subjugă pe toți ceilalți. E această poveste, de fapt, se naște pentru că familia Stark avea nevoie de un motiv pentru care a fost ucis cel al 13-lea lider, avea nevoie de un motiv pentru care s-a atacat Nightfortul. Așadar, întreaga poveste vine cam în felul următor. Acest rege Stark refuză să-și ucide copilul și atunci hotărăște că trebuie să schimbe acest sistem. Dar fiindcă dacă nu se ducea el peste ei, veneau ăia peste el și cereau tributul. Așa că hotărâi că înainte să vină corbii să ceară copilul și toată lumea să afle, el ascunde acest fapt că el trebuie să dea acest copil, că de fapt el nu a învins White Walker, că de fapt Starcii nu sunt legendele vii ale universului, el alege să se ducă să-i atace pe ei și în felul acesta încetează întreg ritualul, neștiind ce pune în mișcare această decizie. În plus, un alt adevăr din legendă e că e vorba de fratele regelui, pentru că și ăsta e motiv pentru care trebuie să meargă. Acel om știa adevărul, trebuia înlăturat până la urmă. De aceea și acuză că sacrifică copii fără știrea nimănui acolo, tocmai pentru a putea coase cu oață cât mai bună pentru familia Stark întreaga poveste. Practic, povestea adevărată din spatele legendei asta cam în felul următor. Regele Stark hotărăște că nu vrea să-și mai ucide copilul. Nu vrea să mai trimite copilul să fie sacrificat, astfel că are nevoie de un motiv pentru a opri chestia asta. Atunci, ce face? Nu poate să plece pur și simplu la atac pentru că copiii pădurilor ar vedea-o prin copacul Weirwood. În schimb, ce face? Vorbește cu cineva de la nord, vorbește cu Jormun. Asta o face prin tunelurile de sub Winterfell ce ajung dincolo de zid. Îi explică că el trebuie să atace de data aceasta din partea de nord pentru a avea un motiv ca Winterfellul să meargă spre Night's Watch unde să îl apere. Însă când ajunge acolo descoperă că de fapt și de drept fratele său chipurile s-ar fi îndrăgostit de un White Walker și astfel are nevoie să-l ucidă pe acesta pentru a curăța Night's Watch-ul. În plus află că, iată se pare că, în acest loc ar fi existat sacrificii de copii. Astfel se naște legenda pentru sud, prin care în acest fel Winterfell a curățat The Night's Watch și în același timp pentru copii se păstrează pactul prin faptul că, de azi înainte, Jormun va da un copil mai departe. Ce e important de reținut din poveste este că nu se spune un other, nu este un walker, nu se menționează nimic. Este pur și simplu o poveste al unui om care a fost corupt de o femeie demon și iată că Starcii au realizat o victorie și au salvat The Night's Watch. De asemenea important de înțeles aici este faptul că este prima, singura, unica dată când White Walkerii sunt femei.
Tocmai acesta este și red flag-ul pe care George R. R. Martin îl pune aici ca să ne dăm seama că ceva nu e în regulă. Și Gilly ne spune că dacă e fată, zeii nu îl vor. În plus, e foarte posibil ca și acest 13-13 să facă referință tocmai la vineri 13, cea care a devenit ziua infamiei, în care templierii au fost trădați și minciuna a învins adevărul. Întreaga poveste, de fapt, este o mușamalizare a acțiunilor care se întâmplau acolo și, de asemenea, este un moment în care familia Stark acaparează și mai mult capital politic. Acesta este momentul în care pactul este pe cale să fie din nou întrerupt din partea sudică, dar în schimb Stark vorbesc cu Jormun să plătească el tributul în acest moment pentru a nu ajunge la un nou război. De aceea și legenda spune că de fapt și de drept au fost forțele unite ale Starcilor și ale Wildlingslor. În plus, Tronul de Noapte este acum transformat în pază contra White Walkerilor, de aceea există specifica declarație că Tronul de Noapte este acum eliberat de sub jugul Regelui Nopții. Anii trec din nou, probabil secole înainte ca ceva să se schimbe. Dincolo de zid, pactul este încă în picioare. La sud de zid, toată lumea crede că pactul este în picioare, dar de fapt și drept Starcii au încetat să ofere copiii. Între timp, la un moment dat, în Westeros apar Andalii. Aceștia când apar, ucid copiii și taie copacii. Copiii sunt forțați să fugă spre nord, sunt forțați să ducă în teritoriile aliate cu ei. Astfel ajung la Winterfell. Momentul în care ajung la Winterfell, familia Stark vede oportunitate. Astfel că le spun copiilor, vreți să vă protejăm? O vom face. Vă vom apăra de sud, vă vom apăra de Andali. Dar pentru asta e nevoie ca noi să nu vă mai oferim copiii pentru sacrificiu. Copiii își dau seama de acest moment că nu pot face asta pentru că White Walkerii s-ar supăra. În schimb, sunt conștienți de faptul că dacă nu fac asta, Andalii vor continua distrugerea până la zid. Nu știu cât de puternici sunt Andalii, nu știu ce pot să facă, ce nu pot să facă, astfel că nu știu dacă White Walkerii vor fi suficienți, așa că sunt de acord. Acceptă să ofere protecție până la zid. Pun vrăjile în jurul zidului, astfel încât White Walkerii să nu mai poată trece. Winterfell-ul își ține promisiunea și apără nordul de Andalii la The Neck. În schimb, încetează sacrificiul uman, încetează prințul ce a fost promis. Dincolo de zid, probabil, încetează complet și schimbul de copii. Sau cel puțin White Walkerii își dau seama că au fost înșelați, nu este un Stark. Și astfel ajung să marșeze înspre zid. Vor să se ducă să anihileze totul. Se duc și astfel încetează pactul și la nord de zid, cei 4.000 de ani al lui Osha. Și când ajung la zid, în schimb, realizează că acum nu mai pot trece de el. Zidul acum este protejat de către magia copiilor, iar armata White Walkerilor probabil că este decimată de către The Night's Watch. Cel de data aceasta are și oțel valirian și are, după cum știm de la noul pact, și săgeți și pumnale din partea copiilor, tocmai împotriva White Walkerilor. Astfel începe și războiul dintre White Walkeri și copii. Asta aflăm din legenda lui Sam, găsită la Tronul de Noapte. De aceea legenda nu mai prinde contur în povești populare, ci este doar la zid. Pentru că, de fapt, sunt două legende separate. Una este cea populară la sud de zid, pe care ne-o spune Old Nan, care include regi care înghețau în castelele lor, și a doua este cea de la zid, unde The Night's Watch este cea care învinge întregul episod. În schimb, ambele vorbesc despre un Last Hero, ambele vorbesc despre White Walkers, așa că vă dați seama că pare foarte puțin probabil ca să fie una și aceeași legendă. E mult mai probabil să fie două evenimente complet separate, însă care de-a lungul vremii au fost mixate și amestecate. Și împrumută elemente din legende populare și întâmplări recente. Cel mai probabil, armata Walkerilor este decimată la această bătălie, fiind forțată să se retragă în nordul cel mai îndepărtat. Copiii primesc o oarecare protecție din partea Tronului de Noapte, cu condiția ca aceștia să livreze către Tronul de Noapte pumnale și săgeți din Dragonglass, precum vedem la The Feast of the First Men. Ca urmare a evenimentelor, cu forțele slăbite și trădați de vechi aliați, White Walkerii se retrag până în nordul îndepărtat, în timp ce teritoriul mai apropiat de zid rămâne copiilor și oamenilor sălbatici. Astfel ajungem la ceea ce devine noua ordine. Zidul este presărat cu castele, toate acestea sunt populate, iar Tronul de Noapte se mărește pentru a-l proteja. White Walkerilor le va mai lua mii de ani să-și reconstruiască armata, dar nu vor uita trădarea copiilor, astfel că îi vor vâna mereu. Și nu vor uita că oamenii au fost cei care, de mii și mii de ani, sunt principala problemă a planetei. Așadar, după cum vedeți, teoria a evoluat mult de la primul clip cu White Walkeri, în care consideram că există posibilitatea unui război din neînțelegere. De aceea am tot continuat să caut o teorie legată, ce explică logic fiecare pasaj din cărți. Unele lucruri au rămas din vechile teorii, dar cea mai mare parte s-a născut și a crescut de fiecare dată în urma reanalizei, recitirii și, da, a vederii ultimor etape ale serialului. Teoria stă în capul meu deja de un an, dar am tot amânat publicarea din variate motive. Evident, nu avem certitudinea pentru toate cele afirmate, dar dovezile circumstanțiale sunt destul de greu de ignorat. Alte elemente incriminatorii au fost și faptul că George a spus că evenimentele din serialul cum a anulat Bloodmoon se întâmplă acum 6.000 de ani.
și îi implica pe familia Stark. Toate astea mă fac să cred și mai mult că acel serial ar fi urmărit ridicarea la puterea maximă a familiei Stark, venind în schimb din această poveste cu un trecut extrem de pătat, culminând cu trădarea pactului și acapararea Nordului. Doar că îmi dau seama că George vrea să spună el povestea asta Walkerilor, vrea să o facă în felul său, nu ceva grăbit și explicat într-o scenă de 10 minute, de aceea nici nu a fost prezentată în serial. Așadar, aceasta este adevărata falsă istorie a Westerosului, cu bune și cu rele, cu familie Stark, care nu este atât de bună cum ați văzut-o în serial, care și ea a avut momentul ei de negură temporală, și ea a trădat, și ea a făcut ceea ce au făcut mulți alții înainte și după ea. Nimeni nu e sfânt, nimeni nu e drept, nimeni nu este perfect. Toate sunt, de fapt, o masă de lucruri foarte des alambicate, respuse de 1000 de ori, până când oamenii încep să creadă în ele. Așteptăm următoarele cărți să vedem cât rămâne în picioare, cât se schimbă din această teorie. La final de înțeles este că teoria asta explică majoritar tot ce s-a întâmplat în acei 4.000 de ani și ia în considerare cam toate citatele care sunt în cărți și faptul că Osha spune că pactul a însemnat 4.000 de ani de pace între oameni, între primii oameni și copii, ceea ce înseamnă 10.000 minus 4.000, 6.000 și ia în considerare și faptul că pe parcursul cărților niciodată nu știm cu adevărat câți ani au trecut între ele, dacă au fost 10.000, 8.000, 9.000, 2.000, tot timpul Martin se preocupă să facă chestia asta foarte obscură. În schimb, există și câteva mențiuni în diferite rânduri în carte care fac referire la diferite evenimente, care tocmai pun în balanță timpii. De fapt, toată chestia cu Sam care găsește 674 de Lord Commanders, deși ei spun 980 și ceva. Dacă am pune că un Lord Commander trăiește pentru 6, 7, 8 ani o medie, vă dați seama că atunci el acolo oscilează. După care sunt tot felul de evenimente, venirea Andalor, care este destul de bine certificată ca fiind acum 6.000 de ani, 5.500, dar care se leagă și de povestea lui Yolnan, care spune că este înainte de venirea Andalor și cu mult înainte de trecerea celor 1.000 de nave. Adică, overall, dacă stai și te uiți la cifre, există o oscilație de cam 1.000 de ani între evenimente, dar more or less, acolo suntem. Cam asta este linia temporală. Aștept opiniile și în comentarii de mai jos. Următorul clip din seria Game of Thrones va fi Dragonglass și importanța sa. Un clip în care vom discuta o altă mare necunoscută a universului Song of Ice and Fire. Mulțumesc pentru prezență, pentru atenție, pentru răbdare. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să-i dați un share și, de ce nu, să recomandați canalul unui prieten. Le mulțumesc oamenilor de pe Patreon și din comunitatea Încă Ceva. Voi sunteți cei ce aduceți aceste clipuri celorlalți oameni de pe canal. Până data viitoare, nu rămâne decât să vă urez Happy Throning!